Cea mai mare parte din sumă va merge către manifestațiile organizate cu ocazia Zilei Naționale, 1 decembrie. Potrivit proiectului de hotărâre, cei mai mulți bani vor fi cheltuiți pe masa tradițională, pe care consilierii județeni o acordă buzoienilor pe 1 decembrie. Vor mai fi achiziționate steaguri și cocoarde tricolore, iar în colaborare cu Fundația General Mareșal Averescu va fi tipărit numărul 16 al revistei Străjer în Calea Furtunii și va fi organizat un concurs tematic. Restul sumei este dedicată unui concert festiv de Revelionul 2014, precum și pentru oferirea unor pachete copiilor instituționalizați, persoanelor cu handicap și pentru cetățenii fără adăpost.